Prefectul Mihai Ritivoiu a reacționat după ce președintele CJ Timiș Alinica a acuzat prefectura de tergiversarea procesului privind alocarea banilor de către Consiliul Județean și PSD-ul de disperare fantastică. Hai să le luăm punctual cum am mai făcut-o. Ne-am obișnuit deja cu afirmațiile mincinoase ale domnului Alinica. Judecarea dosarului a fost amânată pentru data de 13 iunie 2024 pentru că nu a fost îndeplinită procedura comunicării cererilor de intervenție. Motivul ține de neîndeplinirea tuturor formelor procedurale, în sensul în care în proces au mai fost făcute intervenții de către alte primării și nu au fost transmise toate documentele către toate părțile. Nu am trimis reprezentant la proces pentru că era evident că se va amâna, nefiind îndeplinită procedura. Dar și fără reprezentant al prefecturii, procesul s-ar fi judecat pentru că, în acțiunea depusă de prefectură prin care am atacat hotărârile de Consiliu Județean, am specificat clar că solicităm judecarea și în lipsă. Deci procesul se poate desfășura și în lipsa noastră. Domnul președinte Ninca poate debloca situația în câteva zile și o putea face din a doua zi după atacare. Așa cum am declarat în repetate rânduri, tot ce are de făcut este să emită o nouă hotărâre de Consiliu Județean în care să revoce hotărârile atacate și să justifice repartizarea sumelor conform legii. E atât de simplu și atât de grav să duci în sfera confruntării politice o dispută administrativă, legală și instituțională, care poate fi închisă în câteva zile de către Consiliul Județean. Dar de ce ai rezolvat disputa când e mai ușor să chinui primarii și comunele lăsate fără bani, încercând să le întorci împotriva prefectului PSD, iar tu să te victimizezi că tot e campanie electorală și dă bine să lupți cu sistemul ticălos, explică Mihai Ritivoiu.